Salut și bine ai revenit la Becoming Alive. Continuăm astăzi discuția noastră din episodul anterior, împreună cu invitatul meu, Benim Mocan. Uh, povestim despre Biblie și vorbim cu precădere de data aceasta despre uh, de ce nu citim Biblia. Am văzut data trecută că uh, e o binecuvântare să o avem la îndemână fiecare, e o binecuvântare să o avem într-o limbă pe care o înțelegem și cu toate astea de multe ori întâmpinăm dificultăți în procesul ăsta de citire și de studiere a Scripturii. De ce se întâmplă asta? Da, din perspectiva mea uh, sunt multe motive, în primul rând e clar, uh, dar ne sperie o carte, în primul rând, de dimensiunile astea. Hmm. Uh, e foarte uh, groasă, dar uh, 80 de mii, uh, 800 de mii uh, scuze de cuvinte aproape, uh, e greu uh, să te apropii de astfel de carte, uh, dar a zice că sunt două categorii mari de motive. De ce nu citim Biblia? În primul rând, motive ce țin de disciplină personală și apoi motive spirituale, ne-aș numi. Când vorbesc de motive ce țin de disciplină, în primul rând, noi nu prea citim. Asta e constatare, da. Deci nu citim, eventual citim subtitrări, dar cam acolo se oprește în cazul multora dintre tineri, din păcate. Nu avem așadar o disciplină a cititului, a, da, a lecturării, nu doar a scripturii, ci în general. Dar aici pus. cauze multiple, de ce suntem așa? Da, hai să dăm vina pe sistem. Sistemul educațional din România ar spune unii, nu e orientat să ne încurajeze să lecturăm foarte mult, deși aș avea o mențiune aici. Nu trebuie să generalizăm lucrul ăsta. Spre exemplu, în liceu am avut o doamnă profesoră de limba română care a reușit să pună în inima noastră o pasiune enormă Lectura. pentru lectură. Da. Deci, aici trebuie să fim atenți, da, suntem critici cu societatea noastră, dar să nu fim nici prea, prea critici, critici, da. Și poate uh, să fim critici și cu noi înșine un pic. din Exact, cu... exact. Da. Uh, apoi alții ar zice, mediul familial în care am crescut, părinții mei nu m-au încurajat în, în direcția respectivă. Uh. Și aici trebuie aplicat uh, critica cu multă înțelepciune, părerea mea. Uh, ok, poate părinții pur și simplu, ei n-au avut parte la rândul lor de o astfel uh -huh. de educație. Și atunci... A... De unde să-ți exact. educația asta mai departe. Exact. Uh, cauza principală, dacă suntem onești, <laughs> onestitatea e foarte importantă ah. cu noi înșine, uh, e că avem un program dezordonat. Asta ah. e adevărul. Uh, și noi, ca tineri, uh, tindem să facem asta, să avem un program cu totul haotic, uh, da, fiind uh, influențați foarte mult de uh, tehnologia la care... Uh, o să mă refer un pic și mai încolo, dar nu ne facem timp special pentru asta. Nu luăm în considerare să facem asta, foarte puțin facem asta. Un program haotic, da, și important aici un lucru: că dezordinea asta din program nu e așa nevinovată. Uh -huh. Pentru că o dezordine, o dezordine din exterior, da, E o oglinda sau desordine o dezordine interior. din interior uh -huh. și aici aș avea o sugestie uh, de lectură <laughs> o carte bună uh, scrisă de uh, Gordon Mac MacDonald uh, Ordering o, Your Private Life Ordine în Universul Interior Dacă da, zic să citesc un... acum, nu mă crezi <laughs> E bine, e super <laughs> Da, Zitam. Se găsește la Kerigma da. Ordine în Universul Interior El abordează acolo Uh -huh. lucrul ăsta, ok? Cum ne folosim timpul? Uh -huh. Asta reflectă ceva din interiorul meu. Okay? Cât de ordonat e programul meu reflectă, e o imagine a interiorului meu. Uh -huh. Deci motive legate de disciplină și motive spirituale. Uh -huh. înțeles. De ce nu citim Biblia? Motive spirituale. E posibil să nu fii născut din nou. Uh -huh. Și am zis asta în episodul trecut. Da? Să nu fii născut din nou și să îmi pun... Să nu pun problema să uh -huh. citești Scriptură. Adică, efectiv, Biblia nu e Cuvântul lui Dumnezeu pentru mine, uh -huh. dacă nu sunt născut din nou. Uh -huh. Și atunci, de ce l-aș citi? Nu e Revelația lui Dumnezeu pentru mine și atunci, evident, că. -am nu am interes da, Nu am interes. De asemenea, e posibil să fiu născut din nou sau născută din nou și să. relația mea cu Dumnezeu să sufere. Să fiu, nu știu, să am. Perioada asta nu sunt uh, foarte mulți uh, Oameni depresivi uh -huh. uh, Ok Să să fie o trăire în păcat uh -huh. Și să fie o trăire în păcat Care mă determină să zic uh, Ceva de genul să raționez în felul ăsta Prea păcătos sau prea păcătoasă Și nu mă pot apropia de scripturi.. cuvântul lui uh -huh. uh, uh, Trebuie să fiu sfânt sau sfântă Ca să citesc Biblia, uh -huh. nu? Uh, nu uh -huh. Dacă ne întoarcem la discuția noastră din tavă <laughs> Adum, da. Da. <laughs> da, da, dar în logica Înțeleg. asta nu. Da, da, da. nu e, fa Corect. e o gândire de genul ăsta e falsă, pentru că. E o capcană practic. Da, e o cap cană, te, ține și, exact. te ține și mai departe de da. Dumnezeu. Da. Da. Nu... Exact. Uh -huh. uh, nu, Dumnezeu nu nu se așteaptă ca să fiu sfânt înainte și apoi să mă apropii de scripturi, și trebuie să-mi doresc să fiu sfânt sau sfântă uh -huh. și, și, și cred că e scriptura și adică, îi, al modul principal prin care se întâmplă procesul ăsta de sfințire în viața noastră, știi? Da? Evident, da, strâng cuvântul în tău scriptorii. în inima mea ca să, să nu, nu păcătuiesc. Da. Uh -huh. Asta e. Da. Mă gândeam când ziceai despre obiceiul ăsta, asta, disciplina asta a cititului. și noi ca și creștini cumva cred că avem, nu știu dacă datoria, nu știu exact cum să și să sune și bine, știi? mă <laughs> Că noi trebuie cumva să fim oamenii ai Cuvântului, să avem Revelația de Dumnezeu, Cuvântul întrupat până la urmă, Nu, parcă nu putem. Și, și, și gândirea asta pe care o întâlnim deseori, eu citesc numai din Biblie, dar nu mai citesc altceva. A, da, 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 da. da, asta, da, da, da. Care, da. Nu, dacă suntem oameni ai Cuvântului, Dumnezeu cumva a o reversat așa de multă binecuvântare prin intermediul cuvintelor pe care oamenii le-au scris de-a lungul timpului. -a, Vezi să... și o gândire de genul ăsta, în care eu citesc numai Biblia, nu citesc altceva. Uh, trădează, de fapt, o, o citire superficială a scripturii. Mm. Pentru că dacă citești cu adevărat Biblia, dacă cu adevărat ești interesat de scriptură, vei păi o să vezi de multe ori uh, că acolo sunt uh, uh, o aprobare sau o, o afirmare, dacă vrei, uh, a întregii creații lui Dumnezeu, a unei uh -huh. uh, descoperiri ale lui Dumnezeu care se descoperă în diverse moduri în lume. Uh, și uh -huh. un duh sfânt care trece dincolo de gra din granițele confesionale, și care, uh -huh. uh, ok, o frum un Dumnezeu care inspiră frumosul uh, nu doar între zidurile bisericii uh -huh. sau între zidurile unei de denominații, e ci și dincolo. Crezi. Și atunci, uh -huh. dacă cu adevărat citești scriptura în sensul ăsta și îl vezi un astfel de Dumnezeu, ești interesat să-i urmărești pașii în lume, uh -huh. știi? Să mm -hmm. vezi pe unde o mai mers el, știi? Mm -hmm. Și să, să vezi, să-l să surprinzi și să te bucuri de asta, știi? Mm -hmm. La muzică numai creștina, nu mă <laughs> <laughs> Cum Depinde ce fel de versuri. Aici asta o discuție. discuție, poate să fie un subiect pentru un viitor mm -hmm. episod Becoming da. Alive, cu muzica și cu închinarea da, da. și un domeniu, un domeniu mare. Uh, dar ziceai și despre relația asta frântă cu Dumnezeu care poate să existe. Uh, cum Acum, cum să pun întrebarea, cum repari relația asta frântă cu Dumnezeu, știi? Cum ajungi? Cu siguranță, dacă ești un creștin născut din nou, nu-ți dorești să rămâi în starea respectivă, ci vrei să fii aproape de Dumnezeu. Cum faci pașii ăia să, să te apropii? În un mod de tot prin cuvânt. Tocmai mm. de asta am zis că nu. O gândire care uh, se uită la relația uh, respectivă frântă și care. Folosește asta ca motiv să nu se apropie de scripturi, o gândire eronată uh -huh. și poate vine de la cel rău uh -huh. sau de la cineva din jur care sugerează o astfel de gândire. Nu, ți o repari prin cuvânt, prin, uh -huh. da, prin celelalte discipline spirituale, dar prin cuvânt. Și uh -huh. dacă citești Scriptura o să vezi că Dumnezeu, da, e împotriva uh, celor ce păcătuiesc și a păcatului, uh, dar e și un Dumnezeu care iartă. Și atunci. A, și transformă. Da, și transformă Sunt și. Uh, o să vezi lucrul ăsta, și o să ți dea speranță, și o să ți îndrepti relația, uh -huh. dacă gândești în felul ăsta. Uh -huh. Dar e un lucru important aici, uh, tot legat de motive. Uh, eu le-am categorisit așa în două mari părți, uh, legate de disciplină și spirituale, dar este un motiv care pot să zic că e mama tuturor motivelor <laughs> <laughs> astăzi: uh, de ce nu citim Biblia. Uh, și în special când e vorba de generația tânără, dar nu numai, e era asta hipertehnologizată. Și aici e mult de discutat, enorm, dar e în mod special efectele pe care le are internetul asupra noastră în ceea ce privește abordarea Scripturii, da? Știi lucrul ăsta foarte bine, e o era în care vrem răspunsuri rapide, da, Scute, pac, scurte, instante, insta-theology, Insta da. uh -huh. da. deci vrem uh, să le avem rapid, să nu ne căznim tare mult cu cartea uh -huh. asta atât de veche și primitivă, cu leviti, cu ah, uh, numeri uh, <laughs> și, știi, să nu ne căznim. Numai genesa, știi, la fiecare început. Ce să mai zic, <laughs> am zis în episodul trecut să, că să citim o carte... Da, de a Din, dintr-o dată. Dintr dată, nu 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 Beni, nu, Dar nu mă uit eu pe Instagram la un rezumat, Beni. Exact, da, 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 avem The Bible Project, nu? băieți da. de acolo sunt foarte buni. Nu, că fac e rezumă, bună, da. <laughs> e rezumă rapid, da. Recomand aici încă o carte, am recomandat în, mai înainte o carte și acum recomand iară. E o carte care, pe mine, m au pus așa m M-au pus. Tu uh, gânduri? Serios pe gânduri. Uh. Referitor, la cum, referitor <laughs> la cum abordez uh, internetul. Uh, e cartea scrisă de Nicola Carr. The Shallows. nu What the Internet is doing to our brains. Da. Uh -huh. Efectele internetului asupra uh. creierului. Tot da. în... Când trebuie să nu mai citești în engleză? <laughs> <laughs> și eu am citit în engleză, dar și în română. Uh, publicată la uh, editura publica în 2012 la noi în limba română. No, și el, el e, el e foarte bun pe partea asta. Dacă ți-aduce aminte, el zice că internetul are un efect asupra noastră nu doar prin faptul că Stăm mai mult în fața unui monitor și, a, lumina albastră, nu bun, la ochi, mm -hmm. nu știu ce, sau faptul că ne schimbă obiceiurile și rutinele noastre se schimbă și așa mai departe, devenim tot mai dependenți de apps și nu doar prin asta. Și el zice că internet, internetul schimbă felul în care funcționează creierul. Okay. Și eu, când am citit prima dată, treaba asta, zis, what? Uh, credeam că creierul e ceva stabil. <laughs> credeam că a stabilit până exact. acum care e <laughs> el. Nu îl poți schimba el. Efectiv, de demonstrează lucrul ăsta de. în, în carte și nu vreau să uh -huh. fac prea multă descoperire de carte, mai ales uh -huh. pentru cei care nu au citit să le dau așa informația în, într-un insta într <laughs> da. <laughs> ok? Uh, dar ideea e că el zice că creierul nostru, asta e ideea principală, îi oarecum, numesc eu, îi, îi tehnologizat. Mm -hmm. a, se schimbă, se transformă. A, și o văzut lucrul ăsta în viața lui, ca asta e fain la el, că o pornit de la experiența lui de viață, efectiv. Și a dat seama, bă, stai, eu nu mai pot să mențin atenția asupra unui lucru, oh, a, da. A, da, fără să simt nevoia să pun una pe, pe telefon. telefon. știi? Ah. Și o pornit de la experiența lui de viață, o studiat enorm pe treaba asta și au scris uh, cartea asta și alte cărți în direcția asta și merită, merită citită. Uh -huh. Deci internetul uh, din păcate face ravagii și noi trebuie să fim uh, foarte conștienți atenți. de lucrul ăsta și foarte atenți, uh, da, să nu pună nimic, să nu pună stăpânire pe uh -huh. noi, nici scriptura, nici măcar internetul. Măcar. <laughs> uh -huh. sau mai ales internetul. Și vreau să avem... Adică eu cel puțin am de lucru în direcția asta. Cu toții avem. Cu toții. Toți. Cumva e și ideea asta de foam ai fear of missing out. Deci dacă nu ești acum pe Instagram, cine știe ce se întâmplă și n-ai apucat da, să da, vezi. Da da da. <laughs> da, 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 exact. Sau pe Facebook. Și într-adevăr, e o luptă sau să în Sau în perioada asta, că tot suntem asta. cu uh, războiul ăsta la granițele noastre, uh, în primele zile, cumva... Uh, repede, repede, fugeam cum aveam timp să se mai întâmplat știrile, să fiu la curent. Și fiu... mi-am dat seama. Okay, reu, mi am adus aminte negativ. de Scar și mi dat, oh, stai un pic. Uh, chiar trebuie să fiu la curent cu toate deciziile, uh -huh. Totul tot ce s-a luat, fiecare chichiță Fiecare și... minut, update. Da, eu nu sunt potriva uh, să nu mă înțeleagă nimeni greșit. <laughs> nu sunt potriva a folosi internetul și nici uh -huh. de cum. Dar să-l folosim noi pe el, nu el pe noi. <laughs> Să știm cine controlează situația. Exact. Uh -huh. Da. Într-adevăr, asta e, e o e o problemă. O vedem pe. Bine. E tensiunea asta din faptul că resursele pe care le găsim pe inter internet sunt bune, pot să fie bune de foarte multe ori. Știi? Și cum zici, ai menționat The Bible Project. Mi se pare că The Bible Project face o treabă foarte fine Și am avut. Am un moment în care, ascultând rezumatul ăla, pentru că îi tocmai ideea asta, până atunci poate am citit o carte pe capitole. Uh -huh. Dar în momentul în care am ascultat uh, overview-ul ăla pe toată cartea, zic, e super tare cartea asta din Biblie, n știu până acum, știi că e chiar așa mai. Și tensiunea asta da, dintre chiar și ele, așa lucrurile... mai, mai, grele chiar... Din <laughs> <decât> <laughs> <Testament>. <laughs> chiar <laughs> Și, da. și tensiunea asta dintre beneficii și efecte negative pe care noi prin discernământ cumva trebuie să avem grijă să, să o ținem sub control, să o ținem în echilibru. Da. Aș reveni un pic la poate am divagat un pic pe tehnologie, nu m-aș întoarce la scriptură și te-aș întreba cum ar trebui să ne raportăm la cuvânt în așa fel încât să fim transformați de el. Poate să evităm tocmai abordarea strict intelectuală. Și cred că noi fiind poate sau zic noi, mă gândesc la cei crescuți în, într-un mediu evanghelic și obișnuiți cu scriptura, de când mergeam în tabere și eram trimis la timpul nostru de devoțional cu scriptura, citiți, nu știu ce cumva uh, poate să tindă să devină un obicei cumva mecanic mă duc la scriptură și nu, citit am bifat, am pus acolo alea trei capitole, la zi, cu cititul Bibliei și îmi dau seama și eu, de exemplu, urmăresc un plan și dacă rămân în urmă câteva zile, după aia nu mă mai pot concentra la ce citesc, că trebuie să ajung la zi și până nu ajung la zi, parcă nu mai pot să da, stau citesc acolo. Așa în diagonală. Da, serios, mă repede, hai că asta oricum am mai citit. Chiar dacă atunci, hai... diagonala din Biblie e așa, mai, da, mai... 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 spre linie dreaptă. Da, dreapte. știi, dar e tendința asta și cred că e o tendință umană și cu siguranță mai multe persoane se, se confruntă cu cu treaba asta și atunci te-aș întreba cum în care cum, modul la prin care putem aborda scripturile în așa fel încât să lucreze într-adevăr la inima noastră și să ne transforme și să poată să fie o nealtă pe care Dumnezeu să o folosească în procesul nostru de sfințire. Când vorbim de transformare prin scripturi trebuie să avem foarte mare grijă în primul rând eu am obsesie cu definirea termenilor, de aia e, e, e foarte trăim important că trăim în niște vremuri în care parcă tot trebuie definit da, acum da, că da, tinți dar da, nu fi Așa deci trebuie să avem grijă să nu vrem să fim transformați instant, iar e aceeași uh -huh. poveste. Uh, fiind influențați de societatea asta, adică de azi pe mâine, ok? Uh, nu se petrece așa. Uh, trebuie, să ne, trebuie să ne dezbrăcăm continuu de întrebări de genul ăsta, uh, care sunt uh, cumva influențate inevitabil uh -huh. de uh, gândirea asta uh, a, a Insta, cum o numim noi Da, fast food, <laughs> exact, erai fast. <laughs> Uh, transformarea, ok, e transformarea interioară. Asta uh -huh. urmărim. În primul rând, asta trebuie să urmărim. Uh, și n-ar trebui nimeni să urmărească o transformare uh, exterioară și punct. Uh -huh. Nu, transformarea ex din exterior vine, în exterior vine din interior, tot timpul. Uh, și extrem de complexă, când vorbim de interiorul nostru, <laughs> extrem de Am complex. Exact, da. <laughs> Uh, și trebuie să fim conștienți că suntem uh, ființe complexe și se petrece în timp transformarea asta. Mm. Deci e nevoie de timp. Uh, tocmai de aceea trebuie să oferim timp de calitate scripturii, mm -hmm. uh, ca ea să poată să lucreze uh, zi și noapte, să cugetăm uh, la ea. Uh, și e lentă mm. transformarea asta, evident. Uh, și aici cred că nu e un exemplu mai bun, mai potrivit decât. Uh, Procesul de metamorfoză hmm. în care o omidă da, devine un uh, fluture. Și hai să ne aducem aminte un pic. Uh, facem și un pic de uh, biologie uh, aici. Uh, după ce omida da, uh, se întâmplă acea eclozare din ou și iese din nou acela micuț. Te <laughs> uh, cred pe cuvânt. Uh, <laughs> știi ce fac omisile? Mănâncă continuu timp de două săptămâni. Hmm. Deci continuu. <laughs> Mănâncă. De ce? Ca să aibă energie când va începe procesul de metamorfozare. Hmm. Deci înainte de, uh. se pregătesc. Se hmm. pregătesc pentru transformare. Hmm. Este interesant. Hmm. Că și din până și din exemplul ăsta micuț putem să, să luăm uh, ceva. Și Analogia, apoi ce fapt. fac? Se atârnă de o creangă sau de trunchiul unui copac și uh, se dezvoltă. Ok, dar se dezvoltă, asta e interesant, din interior. Hmm își construiesc că se leapă de, de pielea aia de omidă și uh, se transformă în acea uh, crisalită și se transformă din interior. Mm. Deci Spune și exemplul ăsta din natură, ne, ne spune clar. Transformarea trebuie să vină In interior. din interior. Pentru că și aici e un aspect fundamental. Uh, noi, uh, ca neoprotestanți, ca evanghelici, uh, suntem, de multe ori din spiritualitatea noastră ok, uh, Trebuie să, așa, să, așa, să porți hainele cu tare. Să, okay? să, să respecti, nu niște, să nu porți anumite să nu, lucruri, da. să nu faci anumite chestii. să Nu așa trebuie gândită spiritualitatea. Deci, în primul rând, credința are de-a face cu o transformare interioară de fond, nu de formă. Uh -huh. Și fondul e fundamental. Uh, și atunci când gândești în termeni ăștia, aici. Aici vine uh, importanța uh, cuvântului. Mm. Cuvântul care e o sabie ca două tăișuri care străpunge nu? interiorul mm. uman. Mm. Și acolo lucrează. Lucrează cum? În chip tainic. Mm. În chip tainic. Și așa e. De ce e în chip tainic? Pentru că nu cunoaștem complexitatea proceselor. proceselor. Din... Am pus să explici exact, exact. Cum cum să explic. experiența că când vorbești da. Dumnezeu prin Nu cuvânt. că Dumnezeu n-ar vrea să ne spună, dar n-am înțeles. Mm -hmm. <laughs> da. E interesantă ideea asta cum zic, cu transformarea ca proces. Că de, de multe ori, și poate mai ales în situațiile în care nu te luți poate cum un păcat anume, ți-ai dorit ca transformarea să se întâmple peste da. noapte, știi, să nu mai da, ai Trebuie cu să, să fim nu... suficienți de înțelepți să ne dăm timp. Mm. Să ne dăm timp și e, și greu, timp e greu lucrul ăsta. Mm -hmm. E greu să-ți dai timp uh, să transform, nu știu, un obicei păcătos, mm. să-l transform în ceva bun. Dar trebuie să-i ofer timp dar uh -huh. uh, nu se i timp în sensul în care stai și se schimbă el se, <laughs> nu se întâmplă asta nu, 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 se i oferi timp în activ. sensul în care, da, activ, uh -huh. în sensul în care te adâncești în scripturi uh, atât la nivel personal cât și la nivel comunitar cu biserica uh -huh. ambele sunt importante, uh, niciuna nu trebuie să fie uh, în exces, aș îndrăzni să spun uh -huh. trebuie să existe echilibru ăsta, dinamica asta uh, tre dar trebuie să ne dăm timp și știu că uh -huh. pentru mulți uh, și pentru mine uh, și uh, pentru mulți care poate ne ascultă, uh, e greu lucrul ăsta. Pentru că ai vrea să rezolvi problema păi, yesterday, nu? <laughs> Cum zic americanii? Uh -huh. Yesterday. Uh, dar nu, uite că nu se poate. Că sunt uh -huh. ființe complexe și slavă Domnului că suntem așa. Că tocmai de aici e frumusețea. Uh -huh. Există frumusețe și noi asta uităm în, în, în societatea noastră de astăzi. Uităm că există frumusețe în proces, nu numai în final, uh -huh. în, în, în punctul final. Uh -huh. În proces există frumusețe. Eu, dacă uh, sunteți curioși să, să vă uitați uh, la uh, un video al procesului ăsta de metamorfoză, dar așa, să vă luați timp, uh -huh. adică așa în slow motion, uh -huh. bă, e superb. Uh -huh. Deci e de dreptul super. Dacă ne trimiți un link, o să-l punem, da, în, da. Să punem <laughs> în descriere. <laughs> da. Um, deci e elementul ăsta al timpului, să prioritizezi timpul în scriptură, să și, da, timpul. Și poate face asta. Mă gândesc la persoane da. care poate își iau timp, îl pun deoparte, uh -huh. îl, îl, planifică, știu, de multe ori, mă scrie la acolo în programul tău, nu te gândi, lasă că mă trezești, fac, nu pune să fie un lucru clar, stabilit, de la, poate și de la momentul ăla până la momentul ăla, nu știu cum te organizezi, ar poate face asta și nu simți că îți vorbește Dumnezeu. Sau nu ți se pare că se întâmplă lucruri în interiorul tău, nu simți că se transformă lumea ta lăuntrică. Uh -huh. Ce faci Ce faci atunci? Continui, Continui, evident, <laughs> da. Pentru că nu trebuie să cădem nici în capcana asta pe care ne livrează societatea, că trebuie să faci lucrurile, doar lucrurile pe care le simți. simți. Nu. Pentru că de foarte multe ori adevărul e dacă suntem onești, și are o chestie de onestitate, facem foarte, lucruri pentru că, foarte multe lucruri pentru că trebuie făcute, nu pentru că simțim simți. să le facem, mm -hmm. nu? De multe ori poate, dau un exemplu banal, dar poate de multe ori nu, nu simți să te speli pe dinți dimineața ah. că efectiv -ai chef, da, dar trebuie să o faci că pericolele sunt multiple <laughs> pentru toată lumea <laughs> în special pentru ceilalți <laughs> da. da, despre să continui să perseverezi din da. obiceiul ăsta chiar da. dacă nu, nu simți mai ales da. într-o lume în care da, zici, perseverența e cuvântul pe film. fundamental perseverența mm -hmm. și sunt neenumărate nu, nu trebuie să intrăm noi acum în detalii dar neenumărate exemple. Trebuie să perseverezi, pur și simplu, să continui, să, să mergi, pentru că în cele din urmă, în cele din urmă, așa cum ziceam în episodul anterior, Scriptura, care e o poveste de dragoste a Lui Dumnezeu, dacă e așa, și eu cred că e chiar așa, în cele din urmă o poveste de dragoste te va vrăji. Ajunge la anima da? O să ajung, în cele din urmă acolo. Da, uh -huh. uh -huh. Uh, aș merge spre o ultimă întrebare un pic mai practică uh -huh. despre studierea scripturilor, iarăși zic ca și poate tineri crescuți în mediul evanghelic, am fost obișnuiți cu citirea sa devoțională și iarăși merge timpul din tabere care era, te duce acolo cu scriptura așa, uh, cred că citirea devoțională e bună și are rolul ei, dar e un pic diferită de studierea scripturilor, cum -a abord, cum ai, ai merge, aș pune poate două întrebări în direcția asta, cum studiem scripturile dacă vrem să le studiem și o altă întrebare ar trebui ca fiecare să fie preocupat de studierea scripturilor, mai mult decât timpul ăsta devoțional. Deci cum studiem scripturile? Aici m-aș duce din nou în două direcții. În primul rând trebuie să, da, trebuie să le studiem personal, a, a, absolut, dar trebuie să avem grijă din nou ca să avem un context un grup micuț uh, un context comunitar în care să ne verificăm continuu studiul uh, personal, studiu personal. Da. e uh -huh. foarte important lucrul ăsta foarte mulți uh, au neglijat aspectul ăsta și nu și-au supus interpretările lor proprii la care ajungeau în, în odăița lor nu și-au supus acelei, uh, acelei să zic uh, interpretări comunitare uh -huh. Uh -huh. Și au ajuns în diverse în diverse unghiuri de interpretare mai mult sau mai puțin uh -huh. eretice, care în cele din urmă nu nu le-au fost benefice pentru viața lor uh -huh. ca întreg. Deci aspectul ăsta, în general, trebuie ținut cont uh, de el. Și uh, uh, cum studiem în sens personal? Uh, păi e foarte simplu. În primul rând aș sugera mai ales dacă vrea cineva, chiar vrea să studieze scriptura Aș sugera să ține cont de lucrul ăsta. să, cit, În primul rând, citirea unei cărți în, în întregul în ei. ei. Deci, e foarte important lucrul ăsta. Ca să verifici o idee dintr-un anumit capitol, trebuie să o verifici în, în întregul în cărții. ansamblu. Da, în cărți. cărții. Uh -huh. Neapărat să verifici dacă ai ajuns la o anumită idee, dacă ea se verifică în mesajul cărții ca întreg. Uh -huh. Pentru că dacă nu, și apoi a Bibliei ca întreg, uh -huh. bineînțeles, trebuie să existe o coerență între ele. Pentru că dacă nu și să bat cap în cap, cel mai probabil nu e o idee. Apoi, bineînțeles că ai nevoie de materiale ajutătoare. Evident, și știm lucrul ăsta. Legat de asta, trebuie consultat pe cineva care e mai avizat în, uh -huh. în direcția interpretării scripturii ca să sugereze anumiți comentatori care sunt ok, în regulă, care pot fi abordați, citiți și așa mai departe. Dar a sublinea un aspect aici, întorcându-mă la faptul că de foarte multe ori interpretăm Scriptura prin prisma rațiunii noastre, trebuie să avem foarte mare atenție să nu facem din pe măsură ce interpretăm și consultăm alte comentarii și așa mai departe, trebuie să facem să avem atenție să nu facem din text un, să zic o notă de subsol. Mm. din textul scripturii în sine. Mm -hmm. Pentru că există posibilitatea asta, să fim atât de fascinați de, de contextul istoric <laughs> al textului al cărții, încât textul să devină secundar. textul scripturii, da, devine secundar. Mm -hmm. Și e un pericol major aici. Trebuie urmărit continuu ca textul scripturii să fie prevalent, să iasă în evidență teologia textului, ea să fie cea mai importantă și asta să, să urmărim. Uh -huh. Nu neapărat fascinația noastră cu context istoric sau cu anumite chestii de context. Uh -huh. Asta e foarte important. Uh -huh. da. Am uitat a doua întrebare, nu știu știu. Dacă ar trebui, da, ai răspuns oarecum la ea, dacă uh -huh. toți ar trebui să fim preocupați de studierea scripturii sau. Uh, studierea asta aprofundată e poate rezervată clerului, dacă tot menționam în episodul anterior. Nu ați zice că e rezervată clerului, dar a zice că sunt anumiți oameni care au uh, daruri și chemarea din partea lui Dumnezeu să meargă mai aprofundat în uh -huh. direcția asta. Aș îndrăzni să spun asta. Uh -huh. De ce nu? Uh, eu chiar cred lucrul ăsta. Nu, nu toți trebuie să, să uh, studiezi scriptura la un anumit nivel. Uh -huh. Nu nu toți. Uh, dar asta nu înseamnă că nu toți suntem uh, teologi. Hmm. Uh, zicea uh, un mare teolog a secolului 20, zicea, teolog e cel care se roagă. Hmm. Și Zice, toți. Da, toți credează. suntem. Uh -huh. Și avem cumva responsabilitatea asta. Da. da. Um, Ei, mă gândesc așa la cum Dumnezeu știu, și la ce, la ce subiect vas, și fascinant așa deschide multe oportunități și întrebări și așa. Cred că important e să, cum zici să nu ne lăsăm poate vrăjiți de lucrurile secundare ci tot timpul să ne întoarcem la cuvânt, să studiem. El are răspunsurile pentru problemele noastre fundamentale în primul rând. Să iubim cuvântul Lui Dumnezeu, să fim oamenii ai cuvântului până la urmă. A, îți mulțumesc, Beni, pentru discuția asta. Cu mare drag. Îți și mulțumesc. eu. Vă mulțumim și vouă că ne-ați ascultat. Sper că a fost folositoare discuția asta și discuțiile astea și vă doresc să stați cât mai mult în Cuvântul Lui Dumnezeu și cât mai aproape de Cuvântul Lui, să iubiți Cuvântul Lui Dumnezeu și să vă lăsați transformați în procesul ăla mai lung, cum ziceam, de Cuvântul Lui Dumnezeu. Până data viitoare, rămâneți aproape de noi, urmăriți-ne pe social media, uh, Becoming Alive Podcast pe Instagram sau pe canalul nostru de YouTube, Becoming Alive.